pe cât să creăm publicului telespectator interesul pentru filmul ăsta, în anii aceia 28, când s-a înființat Ripensia, un club care are 4 titluri de campion a României, 2 cupe ale României în perioada aceea de până la cel de-al doilea război mondial. Noastră însă ați avut curajul ăsta, nebunia, de a reînvia Ripensia în anii ăștia. Nu v-a fost teamă, nu că vă bântuie așa spiritelor anilor elora care nu se mai întorc în fotbalul timișorean? A fost poate și o conjunctură. Ideea a pornit, să zic, mult mai devreme. Din păcate, doar în 2012 am încercat să o și materializăm. Prin crearea sau refondarea, din punct de vedere juridic, a asociației Ripensia. Ulterior a fost vorba practic de o construcție. Am trecut, să zicem, de prima etapă, care a însemnat, din punct de vedere juridic, reconstituirea clubului, și după aceea am încercat să recuperăm și să reconstruim tot ceea ce ținea de acest club, de esența acestui club, de identitatea lui, de valorile lui, care, trebuie să spunem, erau valorile Banatului interbelic, cu tot ce a însemnat un specific anume. În momentul în care ați intenționat să reanimați spiritul anilor elora prin aducerea și a culorilor, inclusiv în actualitate, și a numelor care au scris istorie, Nicolae Simatoc, revin unul dintre ele, de ce nu v-ați gândit de pildă la chinezul, care din punctul de vedere al performanțelor avea mai multe titluri de campioane decât Ripensia? Ripensia, în primul rând, eu cred că a fost un fel de continuator al chinezului, deși ele au activat în paralel încă mult timp până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Continuitatea a fost prin faptul că fondatorul sau prim președintele fondator al Ripensiei a fost Cornel Lazar, care în același timp, cu un an sau cu jumătate de an înainte de a refonda, de a fonda Ripensia, a fost președintele clubului Chinezul. El nu s-a vrut o replică. Chinezul intrase într-o perioadă de conflicte interne și, deși era, cred, campioana României, dar intrase într-o perioadă de conflicte interne, iar Cornel Lazar, împreună cu Dionisie Balaș, care a fost primul secretar al Ripensiei, au ales să fie nucleul în jurul căruia s-a creat Ripensia, având în vedere și poziția doctorului Cornel Lazar, care a fost administrator financiar, un fel de șeful fiscului, să spunem, în județul Timiș-Torontal. Și ulterior, o scurtă perioadă, a fost inclusiv primar al Timișoarei timp de 6 luni, cred că în 1933. Deci, practic, a fost oarecum, Ripensia a fost o continuatoare, să spunem, cel puțin în plan al performanței a chinezului, iar faptul că și noi ne-am întrebat de unde culorile acestea galben roșu sunt tocmai culorile, să zicem, din steagul național, pentru că s-a dorit, așa cum se știe, la chinezul aproape 100% erau din germani maghiari evrei, iar la Ripensia nu s-a renunțat, bineînțeles, la acești jucători, adică cei care făceau practic parte din structura etnică a zonei și a Timișoarei, dar și-au făcut apariția și jucători români, au fost aduși jucători români, cum sunt de Helan, Ciolac, Bindea. Deci, practic, a fost un echilibru în acel lot și probabil s-a dorit, probabil acea perioadă a fost plină de, să zic, încărcătură emoțională, fiind la puțin totuși ani de când Banatul a început să facă parte din România.